Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sunt sigur de faptul că gânduri bune avem cu toții noi. Este cea mai evidentă dovadă a faptului că suntem făcuți de cel bun, de bunul Dumnezeu. Însă, uneori sau de multe ori, aceste gânduri bune au anumite obstacole în a fi duse până la sfârșit. Apar, de multe ori, ispite în lucrarea binelui și bolduim acest cuvânt și îl transformăm în titlul întâlnirii noastre, întâlnire ce sperăm că vă va ține lângă noi într-o discuție frumoasă și antrenantă. Iar dacă vorbim de discuție, avem nevoie de un partener pe măsură și astăzi avem un preot deosebit și anume pe Părintele Nicolae Pușcaș de la Biserica Bunavestire Belu din București. Preacucenice Părinte, bine ați venit! Bine v-am găsit și mă bucur să vă revăd, ca întotdeauna. Mulțumim că sunteți lângă noi. Cu îngăduința Sfinției Voastre o să dăm citire unui scurt pasaj din Patericul Egiptean și cu mila Bunului Dumnezeu sperăm să luăm și hrană pentru minte și pentru suflet. Să dea Dumnezeu. Un frate i-a zis lui Avapimen, de voi da fratelui meu puțină pâine sau altceva, diavolii le pângăresc ca pe unele ce se fac pentru plăcerea oamenilor. I-a zis lui bătrânul, deși pentru plăcerea oamenilor se fac, noi să dăm trebuința fratelui. Și a spus și acest fel de pildă. Doi oameni erau plugari și locuiau într-o cetate. Și unul dintre ei, semănând, a făcut puține și necurate, iar celălalt, lenevindu-se, nu a făcut nimic. Deci, făcându-se foamete, care dintre amândoi poate să trăiască? A răspuns fratele, cel ce a făcut puține și necurate. I-a zis lui bătrânul, așadar, și noi să semănăm puține, chiar și necurate, să nu murim de foame. Spuneam la începutul dialogului, la începutul prezentării acestei întâlniri preacucenice, Părinte, că avem gânduri bune și ne imboldesc, poate seara înainte de culcare sau dimineața pornim cu un, așa, cu un spirit foarte bun în a lucra lucruri bune. Însă până îl ducem la cap, până se materializează gândul cel bun, apar o sumedenie de ispite din partea diavolului, din partea, poate, din partea celorlalți sau poate din partea propriilor neputințe. De ce acest lucru? De ce aceste piedici? Păi, ca să înțelegem lupta cea mai mare din viața omului care este în mintea lui, trebuie să înțelegem de ce și în ce fel și pentru ce l-a adus Dumnezeu pe om pe lumea asta. De unde știe omul tot ceea ce știe? De unde știe că un lucru este bun sau este rău? De ce împarte lucrurile în bune și rele? Aici trebuie să mergem la revelația dumnezeiască, la descoperirea dumnezeiască. Pentru că cel care se descoperă omului este Dumnezeu. Dumnezeu îi descoperă omului lucrurile bune care sunt. Și cele care nu corespund voinței lui Dumnezeu sunt lucruri rele. Cum le cunoaște omul? Cum le descoperă omul în viață? Păi, în primul rând, le descopere de la părinții lui. Și de aceea, poporul nostru are o vorbă foarte frumoasă despre cei 7 ani de acasă. Este vârsta la care noi descoperim lucrurile esențiale din jurul nostru, descoperim cum trebuie să ne comportăm cu noi înșine, cum să ne comportăm cu părinții, cu toți ceilalți din jurul nostru, descoperim natura din jurul nostru. Din natură aflăm voința lui Dumnezeu. Din ceea ce ne învață părinții noștri, descoperim ceea ce Dumnezeu ne descoperă prin ei nou. Prin urmare, adevăratul părinte și educator este Dumnezeu. Și toate descoperirile din viața noastră, nu numai prin primii 7 ani de acasă, ci și mai departe, ni le transmite Dumnezeu. Și cum face acest lucru? Prin ceea ce amintează dumneavoastră mai departe, prin gânduri. Când avem copilași mici lângă noi, le povestim despre îngerașul bun și îngerașul rău, care stă unul pe umărul drept și celălalt pe umărul stâng și ne șoptește la ureche ce și cum să facem, îndemnurile care ne vin în mintea noastră. Îngerul bun este mesagerul lui Dumnezeu. Îngerul bun ne îndeamnă să facem cele bune. Cel rău, după modelul celui bun, vrând să se substituie celui bun, ne dă și el niște sfaturi, aparent bune, care în timp se pot demonstra că sunt rele. Și cel mai dificil este să facem diferența dintre care gând sau imbold este de la Dumnezeu, de la mesagerul lui Dumnezeu, care este îngerul bun,
și care este de la cel rău. Și aici începe lupta de mintea noastră. Fiecare după educația noastră, despre cât cunoaște, despre voia lui Dumnezeu din viața noastră, despre cât și-a cultivat cunoștințele în funcție de experiența lui de viață, de trăirile lui, fiecare se gândește și își dorește să facă bine. În primul rând pentru el, dacă mai este și un creștin bun, atunci se gândește la cum ar face bine pentru cei din jurul lui și cum ar fi plăcut lui Dumnezeu. Și de aici și frământările acelui ucenic, care știe foarte bine că momentul în care încercăm să facem o faptă bună, pentru că acea faptă bună ne apropie de Dumnezeu, vine diavolul și încearcă să fure acel dar pe care îl punem noi în mintea noastră să-l facem. Momentul în care l-am materializat, l-a și cunoscut și începe să-l încearcă să-l pervertească. Diavolul nu cunoaște gândul omului, însă de mult a lui, mai mult a lui experiență decât a unui om, și ca și capacitate și ca și timp, pentru că există de la facerea lumii. Și atunci i-au trecut prin mână multe generații de oameni pe care încerca să-l pierdă. Și atunci, după diferite semne, încearcă doar să ghicească ce vrea să facă omul. Însă atunci când omul trece la acțiune, diavolul vede și acționează și el în consecință ca să-i perturbe bucuria, fapte cele bune, sau chiar să-i fure darul prin vreo supărare, sau prin vreo judecare, sau prin laudă, sau prin mândrie, sau prin pe orice alte cale. Sunt multe căi prin care încearcă diavolul să facă lucrul ăsta. Asta însă n-ar trebui să ne facă să deznădăjduim. De aceea bătrânul sfătuiește că decât să nu facă nimic, mai bine este să facă cât de puțin, și în smerenia lui foarte frumos spune că puțin și pângărit să facă, dar mai bine totul să facă decât să nu să facă. Sfântul Apostol Pavel are un cuvânt în sensul ăsta foarte tranșant și direct, care pe mulți i-a mirat, însă este și această afirmație expresia voinței lui Dumnezeu, de fapt, în lume, pentru om în lume, pregătită ca legământ sau ca blestem, indiferent cum îl luăm, este un adevăr pe care Dumnezeu îl imprimă în lume și nu se poate încălca. Și Sfântul Apostol Pavel spune așa: cine nu muncește, să nu mănânce. Și atunci nevoia, înfometarea, și putem să ne gândim aici atât la înfometare trupească cât și la cea sufletească, nevoia îl împinge pe om să muncească, adică să împlinească voința lui Dumnezeu, care poruncește omul ca prin sudoarea frunții să-și câștige pâinea aceea de toate zile atunci când îl izgonește din raiul cel pământesc. Sunt de binevenite sfaturile acestea și ne spuneți că sunt intrinseci, chiar dacă omul în primă instanță le respinge, organismul spune, nu se poate, nu e în regulă. Apare un detaliu foarte interesant pe ce începe părinte. A ajuta pe cineva, a fi filantrop, a fi milostiv, este absolut firesc. Cu toate acestea, se poate pune o lumină dintr-un unghi greșit sau bine ticluit de diavol, astfel încât chiar și un lucru bun să pară că este un lucru rău. De ce putem vedea un lucru care, în mod evident și indiscutabil, este bun, ca fiind rău? Pentru că viața omului este întinată de păcat. Întinată, adică murdărită, murdărită. Întinată, tin înseamnă pământ. Atunci când punem pământ pe noi, pe hăinuțe, pe ghetuțe, pe mănuțe, ne considerăm murdari și încercăm să ne spălăm de ele. Pentru că viața noastră, vă spuneam, este întinată de păcat. Și atunci tot ceea ce atingem noi, întinăm, din păcate, murdărim. Că atunci când ne-am murdărit pe mâini de ceva, punem mâna pe clanța ușii, murdărim clanța ușii. Și atunci trebuie să anticipăm cumva lucrurile în așa fel încât să nu murdărim. Orice faptă bună ar încerca omul să facă, ea este deja cu urma păcatului în ea, pentru că noi avem urma păcatului în noi. Și nu mă refer aici numai la păcatul strămoșesc pe care moștenim cu toții și care se șterge la apa botezului, însă rămân urmările acelui păcat. Că în momentul în care ni s-a iertat păcatul strămoșesc și celelalte păcate în apa botezului, nu înseamnă că devenim dintr-o dată nemuritori. Și avem posibilitatea să devenim nemuritori. Dar păcatul în sine se șterge, însă urmările lui sunt peste tot în jurul nostru, în toată lumea înconjurătoare, chiar dacă noi am fost curățiți în acel moment prin har.
Și atunci singura posibilitate a omului ca o faptă să fie cu adevărat bună este ca să-L ia ajutor în acea faptă pe Dumnezeu. Nu este suficient să ne punem noi gândul bun în mintea noastră, pentru că oricât de bun ar fi acel gând, nu este perfect. Și oricât de bună n-ar fi fapta noastră, diavolul, vă spuneam și mai devreme, încearcă să o pervertească în rău. Și atunci singura noastră platoșă împotriva lucrării celui viclean este Dumnezeu. Și atunci când ne punem mintea în gândul nostru să facem o faptă bună, trebuie să luăm pe Dumnezeu martor și ajutor în săvârșirea acelei fapte bune, pentru că, indiferent de conjunctură, Dumnezeu îi dă amprenta desăvârșirii cu adevărat, să fie fapta cu adevărat bună sub toate aspectele ei. Pentru om asta este imposibil. Este imposibil să facă o faptă bună cu adevărat, adică sub toate aspectele, să acopere toate aspectele. Cu siguranță că dacă îl vom ajuta pe cineva, vom nedreptăți pe altcineva. Fie că pe celălalt nu l-am ajutat la fel de mult, fie că ne-am văduit propria familie de un ajutor, oferind ajutor altcuiva. Și atunci, în echilibru ăsta, în balanța asta, îl luăm ca martor pe Dumnezeu, care este atotștiutor și atotputernic și iubitor. Numai așa o faptă poate fi cu adevărat bună. Și mai este un aspect foarte important a faptei cele bune pe care ne-o punem în mintea noastră, și anume aceea ne-o descoperă Hristos, și anume aceea ca fapta bună să nu fie pervertită nici măcar de propria noastră minte. Pentru că după ce o facem, pe lângă mulțumirea, pe lângă bucuria acelei fapte bune, există și riscul mândriei. Tot lucrarea diavolului este. Pentru că dintr-un început, a început prin mândrie, ispititorul să-l păcălească pe om. Prin mândria că omul poate să judece mai bine decât i-a spus lui Dumnezeu. Și s-a încrezut în propria judecată mai mult decât în porunca dumnezeiască. Și pentru că există riscul ăsta al mândriei, atunci când oamenii văd fapta noastră bună, ne aduc laude, ne aduc mulțumiri, atunci Mântuitorul, știind lucrul ăsta că este o modalitate prin care diavolul ne poate fura rezultatul faptei bune sau meritul faptei bune, ne îndeamnă ca orice faptă bună de milostenie, zice fapte de milostenie, Evanghelistul Matei, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, orice faptă de milostenie să fie făcută în ascuns, ca Tatăl nostru care este în ascuns și le știe pe cele ascunse să ne răsplătească nouă. Pentru că dacă vom face fapta cea bună în fața oamenilor, ne vom lua plata sau răsplata prin mulțumirile sau prin laudele aduse de oameni. Sau, și mai mult, chiar dacă oamenii nu știu și mai periculos, este ca noi înșine să nu cumva să ne mândrim în momentul în care avem satisfacția săvârșirii unei fapte bune. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem bine. Însă, după alte îndemnuri ale Mântuitorului, trebuie să facem bine și să și uităm că l-am făcut. Pentru ca nu cumva în sine noastră să ne mândrim. Exemplu în sensul ăsta concret, la îndemnurile sfaturile evanghelice, este, de exemplu, să împrumuți pe cel de la care nu mai nădăjduiești să iei înapoi. Adică în momentul în care împrumuți pe cineva cu ceva, să-l dai ca și cum nu l-ai mai avut, nu l-ai avut niciodată și nu-l mai ai. Să-ți iei gândul de la el. Sigur, dacă îți dă cumva înapoi, e o bucurie și o mulțumire. Însă în momentul în care e săvârșit acea faptă bună a împrumutului acelui care are nevoie, care este în nevoie, trebuie să-ți iei gândul cu totul de la acel bun sau de la acei bani pe care i-ai dat cu împrumut. Astea sunt exemple concrete pe care Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne le dăruiește, ne le dă ca jaloane pentru orice situație din viața noastră. Prin urmare, nu trebuie să ne temem să facem fapte bune, din contră, este o chemare și o chiar cu condiție pentru mântuire, alături de darul lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu și de credință. Deci este esențială pentru mântuirea omului. Însă trebuie să fim atenți cum o facem. Are la un moment dat Sfântul Apostol Pavel o expresie că trebuie să ne asude darul în mână până găsim condiția, omul potrivit cu care să o săvârșim.
Avapimen, sigur, spiritualitatea, duhovnicia pe care le-a purtat sunt cele mai înalte, dar cu toate acestea a fost și un foarte inteligent, extrem de inteligent și folosește metoda maieutică. Răspunde la întrebare prin întrebare, născând sau moșind un răspuns inatacabil. Da, pentru că cele mai bune răspunsuri sunt cele pe care le descoperi tu și care sunt mulțumitoare pentru tine. Și atunci nu trebuie, exact cum a făcut și părintele, nu trebuie să îi dai omului răspunsul, gata, rumegat, ci trebuie să-l pui pe om să gândească, să-i arăți calea spre care trebuie să meargă și dacă el ajunge la răspunsul potrivit, atunci și mulțumirea lui este mai mare și rezultatul este și acceptată și rezultatul este temeinic și rămâne acolo în străfundul omului ca o matriță pentru tot cursul vieții. Și pentru acest răspuns foarte inteligent, răspunzând cu altă întrebare, dialogând, născând euristica frumoasă, Avapimen pune această situație extrem de reală. Ce este mai bine? Să nu pui nimic pentru că oricum nu o să faci nimic sau să pui puțin și din acel puțin să ai un puțin minim necesar să supraviețuiești. Răspunsul este evident, minimul ca să poți să supraviețuiesc. Pe latură spirituală, de fapt, Avapimen pune smerenia, măcar puțin și puțin și slab. Și vă întrebăm, Părinte Nicolae, eu și telespectatorii de aceea folosesc forma de plural, pentru că avem cu toții această întrebare, cu siguranță. Cât de mult mă poate ajuta smerenia când vreau să fac un lucru bun? De exemplu, vreau să ajut pe cineva, dar după aceea vine diavolul și spune nu că o să te mândrești, sau nu că nu poți să ai pentru tine, sau că te vor vedea alții, sau uitați ca să vedeți că de acuzator poate să fie omul. Pe Domnul Hristos, care scotea diavolii din oameni, l-au acuzat că scoate diavolii cu Domnul demonilor. Când omul vrea să găsească nodul în papură, nu-l găsește, îl inventează. Și diavolul găsește astfel de ispite aparent raționale. Folosește raționalitatea, Avapimen și o face meta-raționalul, înalță către spiritualitate și spune, măcar puțin să faci și ca să conchid puțin, să închid întrebarea și să o simplific. Cât de mult ne poate ajuta smerenia în orice faptă bună? Deși este esențială, este cea mai grea. Este chiar ușor să faci bine, pentru că îți oferă mulțumire, fapta bună pe care o săvârșești. Însă, smerenia de cele mai multe ori nu o percepem ca pe o apreciere din partea oamenilor, pentru că nu este înțeleasă de oameni. Și asta pornește din neputința omului, din propria lui cugetare, din propriul lui gând, cum să rămâi smerit. Copiii, mi-aduc aminte din pruncie încă, erau educați ca să fie demni, să-și poartă cu demnitate sarcina pe care o au sau temele pe care le-au de făcut și noi ne mândrim de fapt cu ceea ce reușim să realizăm. Însă este o limită foarte subțire între mândria sub aspect bun ca demnitate și ceea ce trebuie să presupunem noi prin smerenie. Ca să încercăm măcar să înțelegem ce înseamnă smerenia, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se dă exemplu pe sine. De altfel, un creștin în permanență, în timpul vieții lui, la orice decizie, trebuie să raporteze la cuvântul Scripturii și ceea ce a vrut să transmită Mântuitorul, sau atât cât putem noi înțelege din ceea ce a transmis Fiul lui Dumnezeu. Și atât cât este redat în Sfânta Scriptură, pentru că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune că mai sunt multe lucruri pe care le-a făcut și le-a spus Mântuitorul, care nu sunt scrise acolo. Mântuitorul se dă exemplu pe sine și spune despre sine, să-l luăm ca exemplu, căci este blând și smerit. În altă parte însă spune că trebuie să fim blânzi ca porumbii, însă înțelepți ca șerpii. Adică smerenia sau simplitatea sau prima fericire din cele nouă fericiri care începe predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, activitatea sa predicatorială în predica de pe munte, nu înseamnă prostie. Prin urmare, omul trebuie să folosească toate darurile pe care Dumnezeu i le-a dat, inclusiv inteligența și cunoașterea, sau mai ales cunoașterea, pentru că toată cunoașterea este de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care o dăruiește. Chiar așa o numim. Lumina cunoștinței, spre deosebire de lucrarea celui rău care este întunericul necunoștinței. Prin urmare, toate darurile pe care Dumnezeu ne le-a dăruit, ne le-a dăruit cu un folos și sunt bune. Dilema este atunci când trebuie să le folosești pe toate fără să te mândrești. Opusul mândriei este smerenia.
Este foarte simplu să fii smerit momentul în care îl iei pe Dumnezeu ca aliat, exact cum vă spuneam mai devreme. Pentru că atunci toate meritele reușitelor, a gândurilor, a succeselor, a faptelor bune pe care le avem noi în viața asta, nu ne le atribuim nouă, ci le atribuim lui Dumnezeu, adevăratul săvârșitor a faptelor celor bune. Și în felul acesta reușim să nu ne asumăm meritul faptei, ci să fim, pe drept cuvânt, robi ai lui Dumnezeu, împlinitori ai voii lui Dumnezeu. Eram copil și mă întrebam de ce s-a ales tocmai acest termen a celor care vor să împlinească voia lui Dumnezeu. De ce s-au fost numiți robi și nu oricum altfel? Nu știu, ostași, slujitori, cumva altfel. Pentru unii evrei este înjositor. Rob. Este folosit acest termen tocmai ca să imprime starea de smerenie omului. Pentru că el este doar o unealtă pe care Dumnezeu o folosește și este o cinste pentru noi să fim unelte al Dumnezeu, pe care Dumnezeu le folosește pentru ca să facă bine celorlalți. Și când ne gândim la ceilalți, lucrarea aceasta lui Dumnezeu este o lucrare de mântuire a tuturor. Și când săvârșește binele prin noi, atunci îi croiește cale spre mântuire și celui care primește fapta noastră bună și prin smerenie, prin atribuirea meritului lui Dumnezeu, ne deschide și nouă cale spre mântuire. Dumnezeu, în atotștiința sa, lucrează foarte înțelept. Și ori de câte ori avem o dilemă cum ar fi bine să facem sau avem de luat o decizie, trebuie să ne gândim de ce, cum am ajuns în acea situație, ce vrea Dumnezeu de la noi și cum ar vrea Dumnezeu să decidem noi în acea situație. Și mai departe, după ce s-a întâmplat lucrul respectiv, trebuie să ne gândim de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple tocmai așa. Pentru că dacă nu era îngăduința lui Dumnezeu, dacă nu era voia lui Dumnezeu, lucrurile nu se întâmplau. Tot ce se întâmplă, se întâmplă doar cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, întorcându-ne la smerenie, cel mai simplu este să atribuim meritul lui Dumnezeu și noi doar să ne bucurăm că suntem unelte ale lui în conjunctura respectivă a faptei bune. Fratele vine cu o sinceritate, cu o căutare autentică a unui răspuns care să-l ajute. Și spune așa, vreau să fac bine, părinte, dar există riscul total justificat și statistic perfect valid, că atunci când vreau să fac ceva și când fac ceva, mulțumirea lumească să-mi blocheze demersul doar în lumesc. Avapime spune, e regulă, așa este. Nu vorbește diverse, nu este monofizit, așa doar cu capul nori, ci spune, așa există posibilitatea asta, dar te invit să te ridici cu mult mai mult decât atât. Însă până acolo, prea cu ce începe, există riscul ca un om să aibă cele mai nobile gânduri din punct de vedere spiritual, creștinesc, de a ajuta pe cineva, de a face o faptă bună, să pornească la drum și când a ajuns să facă binele cineva, să fie atât de recunoscător, să-i sclipească ochii, iar binefăcătorul să zică, vai ce lucru minunat am făcut și toată răsplata să rămână doar pe pământ? Există riscul ăsta, mai există chiar riscul de a ne atribui noi meritul pentru fapta bună și suntem mulți cei care facem acest lucru doar pentru ochii oamenilor sau doar pentru mulțumirea personală. Sau poate au început chiar bine, dar pe drum sau... S-au început bine, s-au început fără Dumnezeu. Că mai contează și scopul faptei cele bune și rezultatul sau finalitatea faptei cele bune. Dacă este cu adevărat bună sau nu. Dacă este mântuitoare, atunci și are rost. Dacă nu este o faptă bună mântuitoare, atunci nu și are rost. Dacă îl excludem pe Dumnezeu din fapta noastră bună, nu și are loc. Sunt destui oameni care, formați în perioada veche, îl excludeau pe Dumnezeu din viața lor, deși erau niște oameni foarte, ziceau, moral, eu aș spune etici mai degrabă, pentru că moralitatea înseamnă expresia voinței lui Dumnezeu în lume, cum ar vrea Dumnezeu să se poarte omul. Iar etica este ceea ce omul consideră că este bine, să e echitabil să facă. Deci e o diferență majoră. Dar ei despre ei spuneau că sunt morali, au deținută morală, pentru că oamenii înțelegeau mai bine ce înseamnă moralitatea, deși îl excludeau pe Dumnezeu din viața lor. Deci există și riscul ăsta. Există riscul de a face bine în multe alte scopuri. Dar vă spun, fapta
își are valoare cu adevărat atunci când o faci cu ajutorul lui Dumnezeu și are ca scop mântuirea. Mai sunt 3 minute din această ediție, din păcate. Mergem pe îndemnul final al Avi Pimen. Orice gând ar avea omul negativist, orice oprire din partea propriei neputințe sau, în fine, cel care stă pe stânga și n-ai șoptește, cer o stare, că toți sunt meschini, toți sunt prefăcuți, ce să mai faci binele, că sărăcia va continua să existe până la sfârșitul veacului și așa mai departe. E o pleiadă destul de vastă de astfel de aserțiuni. Poate mulți oameni au căzut într-o imobilitate, într-o lene în a face binele. Ava Pimen spune, orice s-ar întâmpla, orice ispite avea, fă binele, că Dumnezeu va lucra. Această fermitate a îndemnului spre bine poate să ridice pe cel care a căzut într-o lâncezeală spirituală? O să vin aici cu un exemplu. Noi avem multe vizite la persoane vârstnice și le amintesc tuturor de fiecare dată care sunt condițiile pentru mântuire. Har, credință și fapte bune. De ce m-am oprit asupra lor? Că în special ei mă întreabă, păi, părinte, ce bine pot să mai fac eu acum? Că eu abia mă mișc, abia mai... Și zic, puteți să-L faceți cel mai mare bine pentru care Dumnezeu vă menține în viață până acum. Și anume acela de a vă ruga pentru cei apropiați de noastră. Atât pentru cei vii, cât și pentru cei adormiți. Zic, este timpul rugăciunii. Într-adevăr, sunteți imobilizat sau sunteți intuit la pat sau sunteți în casă de ani de zile și nu mai puteți ieși. Dar ceea ce puteți să faceți cu adevărat bine este rugăciunea, care este o faptă bună a milei sufletești. Prin urmare, să facem bine putem tot timpul și trebuie să fie un deziderat al nostru să facem bine. Dar să facem bine împreună cu Dumnezeu sau să-L luăm pe Dumnezeu aliat în fapta noastră cea bună. Atât în faptă, cât și uitați în rugăciunea pentru aproapele nostru, care este cea mai la îndemână faptă bună. Și pentru vârstnici și pentru copilași. Luăm acest ultim cuvânt ca îndemn pentru cei care ne urmăresc și pentru noi înșine, de ce nu, pentru a ne încuraja să facem tot binele. Prea cu ceea ce părinte, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de folos. Cu drag. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în toate. Mulțumim frumos. Dragi telespectatori, mulțumim că ați fost lângă noi. Un gând bun pe care Dumnezeu însuși îl pune în mintea noastră trebuie dus la capăt. Și apoi veți vedea dulceața pe care o aveți, indiferent de ispită. Și dacă vine dulceața aceea, puneți-i capac. Să nu se vaporizeze. Capacul smereniei păstrează dulceața harului și o înmulțește, o însutește pentru împărăția lui Dumnezeu. Mulțumim că ați fost lângă noi și cu drag vă așteptăm la următoarea ediție. La revedere!